În lucrarea sa pe Terra, Domnul Iisus se intersectează cu oameni și relaționează cu ei în diferite moduri. În aceste interacțiuni putem găsi o bogată comoară de învățătură legată de viața de credință, de pregătirea pentru marea întâlnire față în față cu Domnul Iisus de la sfârșitul veacurilor. Iisus, Marta, Maria și Lazar. Învierea lui Lazar este miracolul cel mai spectaculos, este punctul culminant al semnelor sale din cel puțin trei motive. În primul rând, este dovada dovezilor puterii divine a lui Iisus. O dovadă a suveranității sale asupra vieții și morții. De ce spun asta? Doar mai înviase și alți oameni înainte, de-a lungul lucrării sale. Da, dar cei înviați nu erau în acest stadiu al morții. Dacă ne uităm la semnele precoce ale morții, ne putem da seama din ce stare îl ridică Domnul Iisus pe Lazar. Medicina ne spune că există semne precoce ale morții în primele 24 de ore și semne tardive ale morții în următoarele 24 de ore. Care sunt acestea? Doar ca să ne facem o imagine din ce stare îl ridică Domnul Iisus pe Lazar. Semnele precoce ale morții. Primul semn este răcirea cadavrului sau, altfel spus, algor mortis. Fenomenul de cedare a căldurii datorită lipsei circulației sanguine. Diagnosticul de moarte se pune atunci când temperatura corpului este de 20 de grade Celsius. Un alt semn este deshidratarea. Se produce datorită evaporării lichidelor din straturile superficiale ale pielii. Apoi, un al treilea semn precoce al morții, ce apare în primele 24 de ore de la moarte, sunt lividitățile cadaverice, pete de culoare roșiatică violacee, datorate acumulării sângelui sub acțiunea gravitației. Apoi apare rigiditatea cadaverică, numită și rigor mortis, adică blocarea articulațiilor. În maxim 20 de ore de la deces, rigiditatea este prezentă la nivelul tuturor articulațiilor corpului. Un alt semn precoce al morții în primele 24 de ore este autoliza, adică autodistrugerea organismului sub influența enzimelor proprii. În primele 24 de ore de la moarte, aceste semne deja se pot observa în corpul celui mort. Dar apoi, în următoarele 24 de ore apar semnele tardive ale morții. Dintre semnele tardive ale morții, cele mai destructive sau cea principală este putrefacția. Este un proces ce se desfășoară sub influența germenilor microbieni, continuând autoliza și generând în final descompunerea cadavrului. Putrefacția începe la nivelul tubului digestiv, devenind vizibil la nivelul abdomenului în primele 12 până la 24 de ore de la deces. Este numită și pata verde în zona apendicelui. Ei bine, de ce am dat toate aceste detalii? Pentru că Lazar era mort de 4 zile. Semnul a fost o copleșitoare dovadă a puterii lui Iisus, nemărginita lui putere asupra morții și a vieții. De fapt, prin această minune, Domnul Iisus Hristos nu învie pe cineva mort de câteva minute sau de o oră, două, ci învie pe cineva aflat deja în procesul de putrefacție. De aceea, acesta este un prim motiv pentru imensitatea acestui semn, acestui miracol al Domnului Iisus. Un alt motiv pentru care acest semn este punctul culminant al lucrării sale este faptul că prefigurează propria moarte a Domnului Iisus. După cum Iisus întârzie 2 zile și Lazar este lăsat să moară, tot așa Tatăl va întârzia 2 zile și Fiul Său urma să fie lăsat să moară. După cum Iisus îl învie pe Lazar, tot așa Dumnezeul va învia pe Iisus. După cum poruncește Domnul Iisus la învierea lui Lazar, dați piatra la o parte, tot așa poruncește Dumnezeu îngerilor în dimineața învierii. Și apoi, în urma învierii lui Lazar, unii au crezut în Iisus, alții nu. La fel este și după învierea Domnului Iisus Hristos. Unii au crezut în El, alții nu. Deci este un semn major al lucrării Domnului Iisus și pentru acest al doilea motiv. Este un soi de prefigurare a propriei sale morți.
Un al treilea motiv pentru care acest semn este punctul culminant al minunilor sale este faptul că prefigurează propria noastră înviere, glorificarea trupurilor noastre. Când Hristos a plătit pentru tine și pentru mine, El nu ți-a răscumpărat numai sufletul, ci persoana întreagă, atât sufletul cât și trupul. Și noi vom fi înviați la sunetul cel din urmă al trâmbiței, citim aceasta în 1 Tesaloniceni 4. Și noi vom fi ridicați de acolo precum Lazar, ca să fim vii lângă El. Acestea au fost câteva cuvinte legate de importanța acestui semn. Dar haideți să intrăm mai departe și să vedem ce învățătură găsim pentru noi acolo. Haideți să ne uităm în al doilea rând la Iisus și situația creată. În textul nostru ni se dau câteva detalii surprinzătoare care poartă cu ele învățătură bogată pentru umblarea credinței. Haideți să ne uităm la Iisus și rugămintea primită. Textul ne spune așa: surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Când boala fratelui lor a scăpat de sub control, surorile lui Lazar au apelat imediat la ajutorul Domnului Iisus. Cu siguranță îl cunoșteau și îi recunoșteau puterea și poziția. Priviți doar la versetul 27, în care Marta își afirmă credința în Iisus ca fiind Hristosul. Cunoscându-l, trimit imediat după el. Învățătura pentru noi? În orice situație de cumpănă, nu uita că ai pe cineva care are puterea să te scape. Trimite după el. Treci printr-o situație de cumpănă? I-ai cerut ajutorul? Ți-ai trimis rugăciunile să-i spună: Doamne, iată că eu sau acela pe care îl iubești este bolnav. Dacă cumva nu ai făcut-o, poate că tocmai asta așteaptă Dumnezeu de la tine în momentele acestea. Un alt element care ne atrage atenția în narațiune este întârzierea voită a Domnului Iisus. Haideți să ne uităm și la această întârziere voită. Ce învățăm din ea? Cadrul în care Iisus face această lucrare este creonat cu grijă. Ioan începe cu o precizare ciudată, și anume, versetul 1, un oarecare Lazar din Betania era bolnav. Apoi afirmația din versetul 2 contrastează oarecum cu această afirmație din versetul 1, și anume, Maria era cea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei. Iar versetul 5 contrastează și mai mult. Iisus iubea pe Marta și pe sora ei Maria și pe Lazar. Și atunci, cum se potrivesc acestea? Un oarecare Lazar? Spune Ioan. Dar acest oarecare Lazar era cunoscut și iubit de Iisus. Lazar nu era de fapt un oarecare. Și atunci, de ce alege Ioan să-l prezinte astfel pe Lazar, un oarecare Lazar? De ce? Pentru că, din perspectiva gloriei lui Dumnezeu, noi toți suntem niște oarecare. Niște simpli oarecare. Cu toate că Iisus iubea pe Lazar, el alege să întârzie pentru că exista o cauză mai importantă decât viața sau moartea lui Lazar. Și anume proslăvirea lui Dumnezeu. Iisus, spune textul Scripturii, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Adevărul pe care Ioan încearcă să ne-l transmită se poate citi printre rânduri. Și anume, nu Dumnezeu a fost creat spre slava noastră, ci noi spre slava Lui. Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni, nici chiar cu cei iubiți de El. Din această perspectivă, oricine am fi, suntem niște simpli oarecare. Aplicația pentru noi? Să nu cumva să uităm că nu Dumnezeu a fost creat spre slava noastră, ci noi spre slava Lui. Nu noi suntem centrul universului. Dumnezeu nu este servitorul nostru,
care la o pocnire de degete vine cu ștergalul pe braț să ne ia comanda. Din păcate, uneori așa ne comportăm cu El. Ar trebui să învățăm și să acceptăm acest adevăr. Eu sunt un iubit oarecare în planul lui Dumnezeu. Slava sa are prioritate în fața nevoilor mele imediate și urgente. Un mare adevăr de viață. Să nu ne trezim că dăm cu pumnul în masă, pretenzând lui Dumnezeu să acționeze după voia noastră. Până la urmă, orice încercare prin care trecem este menită să aducă glorie lui Dumnezeu, dacă trecem prin ea cu demnitate și ascultare de El. O altă învățătură rezultată din întârzierea Domnului Iisus ar putea fi următoarea. Când Dumnezeu întârzie cu răspunsul Său, niciodată nu este prea târziu. 4 zile prea târziu, dar chiar la timp, din perspectiva lui Dumnezeu. Acesta este exemplul cel mai clar, ilustrat direct de Domnul Iisus, al adevărului că Dumnezeu nu întotdeauna răspunde imediat nevoilor noastre. De ce? Pentru ca să-și poată arăta puterea plenar pentru încurajarea noastră, pentru ca intervenția Lui să fie evidentă și să ne întărească credința în bunătatea inimii sale. Când totul pare pierdut, El atunci intervine și biruința care aduce, izbăvirea care aduce este extraordinară. Cu cât copiii sunt mai răsfățați, mai protejați, cu cât li se dau de-a gata toate lucrurile, cu atât mai neantrenați pentru viață, mai delăsători, mai nepricepuți sunt, pentru că nu au fost motivați să lupte pentru ceva. Și cred că Dumnezeu știe lucrul acesta și tocmai de aceea nu sare imediat să ne răspundă. Lasă să treacă 4 zile. Și chiar dacă trec 4 zile, nu este prea târziu din perspectiva orarului Său. Dumnezeu nu ne vrea nepregătiți în umblarea credinței. Scopul este maturizarea noastră, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Intervenția Lui imediată, de fiecare dată, ne-ar priva de luptă și ne-ar lăsa să fim tot niște copii. Haideți să privim în continuare, în sfârșit, la intersecția, la întâlnirea dintre Iisus, Marta, Maria și Lazar. Relația de cunoștință dintre Marta și Iisus avea deja ceva vechime. Luca ne relatează o scenă anterioară vizitei descrise în pasajul nostru de astăzi. În Luca capitolul 10 citim următoarea și cunoscută întâlnire. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi dar să-mi ajute! Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua. Iisus și Marta. Nu-i așa? Frații și surorile mai mari au iritanta tendință de a prelua controlul casei. Un obicei dezvoltat, cred, în procesul creșterii. Știu aceasta din proprie experiență. La fel și cu Marta. Ca și sora mai mare, se simțea responsabilă de bunul mers al vizitei importanților oaspeți. Nu voia să scape nimic de sub control. De fapt, fiecare familie și fiecare biserică are nevoie de oameni asemenea Martei. Mereu energice, aceste persoane păstrează ritmul bisericii, fac biserica să funcționeze, o duc înainte. Aceste persoane nu sunt apreciate decât atunci când lipsesc. Atunci îți dai seama că ai nevoie de ele. Din moment ce nu caută luminile rampei aceste persoane, ele nu se hrănesc din aplauze. Asta nu înseamnă că nu au nevoie de aplauze, ci că nu sunt dependenți de ele. Martele au o misiune de îndeplinit. De fapt,
punctul vulnerabil al acestor persoane este tocmai faptul că înalță misiunea mai presus de maestru. În scena descrisă de Luca, Maria ședea și Marta fumega. Marta era iritată deoarece Maria stătea la picioarele lui Iisus. Cât de ineficace, cât de inutil. Cum de Maria are timp de pierdut când pâinea trebuie coaptă și masa trebuie aranjată? Așa că Maria am auzit-o plângându-se. Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat pe mine să fac toată treaba? Spune să mă ajute. Dintr-o dată, Marta a încetat să-L slujească pe Iisus și a început să aibă pretenții de la El. Îmi imaginez că în încăpere s-a așternut tăcerea, ucenicii își pleacă privirile în pământ, Maria se îmbujorează și Iisus începe să vorbească. El nu vorbește doar Martei din Betania, ci tuturor celor asemenea Martei, care au tendința de a considera că lucrarea lor este cea mai importantă. Dar să fim atenți, Iisus nu ceartă Martele pentru că au darul slujirii, ci le dojenește pentru că încearcă să-și impună misiunea peste cei de lângă ei. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Se pare că Marta a învățat această lecție, deoarece o observă mai târziu, după o anumită perioadă de timp, în a treia scenă a Evangheliilor, în Ioan 12. O vedem slujind din nou. Și ascultați acum situația. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. O găsim cumva pe Maria în bucătărie? Nu. Ea se închină din nou. Dar de data aceasta Marta nu mai comentează. Ea și-a învățat lecția. Mai matură acum, Marta a înțeles că în împărăția lui Dumnezeu există atât nevoia unei slujiri jertfitoare, cât și nevoia unei închinări, adorări extravagante. Am văzut pe Iisus și Marta. Haideți să ne uităm la Iisus și Maria. De cealaltă parte, cei asemenea Mariei au darul închinării. Ei nu doar cântă, ei îl adoră pe Dumnezeu în fel și chip. Uneori, în schimb, Mariilor trebuie să li se aducă aminte că mai sunt și facturi de plătit, și oaspeți de primit, și lucruri de făcut. Fiecare biserică are nevoie și de oameni asemenea Mariei pentru a înflăcăra închinarea, pentru a aduce viață, entuziasm acolo. Celor asemenea Mariei trebuie să le aducem aminte că slujirea înseamnă închinare. Celor asemenea Martei trebuie să le aducem aminte că închinarea înseamnă slujire. Iisus și Marta, Iisus și Maria, ce putem spune despre Iisus și Lazar? Din câte știm, Lazar n-a făcut nimic în acea seară, relatat în Ioan 12. E adevărat. El și-a mutat slujirea în afara casei. Ascultați cu atenție Ioan 12, versetul 9. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo, nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Datorită lui Lazar, mulți evrei au crezut în Iisus. Lui a fost încredințată o altă misiune, o mărturie de adus, o mărturie în favoarea puterii lui Dumnezeu. Observați, exista o istorie între aceste persoane, Iisus, Marta, Maria și Lazar. Oamenii aceștia au învățat câte ceva din întâlnirea cu El. Haideți să ne uităm încă o dată, cu mai multă atenție, la câteva detalii din pasajul nostru. Haideți să ne uităm la întâlnirea dintre Iisus și Marta din Ioan 11.
Doamne, spune textul, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Aceste cuvinte sunt o declarație de credință. Ele nu cer Domnului Iisus învierea fratelui ei, cum ar părea la prima vedere. Marta era convinsă că miroase greu și nu mai exista cale de întoarcere. Citiți în versetul 39. Din cuvintele acestea, dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu îți va da Dumnezeu, înțeleg altceva. Aceste cuvinte vor să spună următoarele lucruri. Iisuse, chiar și acum, chiar dacă nu ai fost aici să împiedici moartea fratelui meu, asta nu te descalifică în ochii mei. Tu rămâi același pentru mine. Chiar dacă n-ai fost aici ca să-l scap de la moarte, asta nu schimbă cu nimic relația dintre noi. Pentru mine rămâi același. Așa trebuie înțelese aceste cuvinte. Doar Marta era convinsă că este mort de 4 zile și miroase greu. Nu se mai aștepta la o înviere. Și când Domnul Iisus îi vede credința, îi răspunde, fratele tău va învia. Știu, i-a zis Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Marta, rațională și pragmatică, primește un răspuns pe măsură. Și anume, Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Iisus și Marta. Iisus se apropie de Marta pe înțelesul ei, pe limbajul ei. Haideți să ne uităm la Iisus și Maria din Ioan 11. Maria îl întâmpină, culmea, cu exact aceleași cuvinte, dar aruncată la picioarele Domnului Iisus. Textul ne spune așa, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Exact aceleași cuvinte, dar un alt tip de răspuns. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea, pe Maria, și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis, unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea, spune textul. Maria, un spirit contemplativ, sensibil, primește un răspuns pe măsura ei. Ei nu îi răspunde cu afirmații teologice, ci empatizează cu ea, plânge împreună cu ea. Ce învățăm de aici? Un adevăr foarte clar. Domnul Iisus răspunde fiecăruia pe limba lui. Se raportează la fiecare dintre noi după personalitatea noastră ca să se facă înțeles. Dumnezeu unora le argumentează și demonstrează, altora pur și simplu arată compasiune și mângâiere. Fiecare suntem diferiți. Dumnezeu vorbește fiecare dintre noi pe limba noastră. La aceeași problemă Dumnezeu poate răspunde în feluri diferite, în funcție de om. Unii abordează viața de credință mai analitic, rațional, alții mai aplicativ, mai emoțional. Întâlnirea lui cu Maria mai aduce și o altă dimensiune relevantă cunoașterii de Dumnezeu. Ascultați cum merge textul mai departe. Iisus când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care venise cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis, unde l-ați pus? Doamne, i-a răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea, am citit mai înainte. Ce putem înțelege din această mențiune? Ioan, apostolul iubirii, cel care își odihnea capul pe pieptul lui Iisus, cum ne spune Scriptura, dorește să sublinieze această latură caldă a inimii maestrului. Lui Iisus, în alte cuvinte, îi pasă de Maria și de Lazar. Altfel, la ce bun să subliniez faptul că Iisus plângea, că s-a înfiorat în duhul lui la vederea durerii Mariei? De ce se face o astfel de mențiune, Iisus plângea? Cu atât mai mult, cu cât în vremurile acelea, în vremea
perioadei grecești în care zeii erau ființe reci și fără empatie față de suferința umană. Cu atât mai mult, sublinierea aceasta evidențiază această calitate a lui Iisus. Lui îi pasă de tine, El simte împreună cu tine. Aplicația pentru noi? Domnului Iisus îi pasă profund de tine și de mine. Nu îi ești indiferent. El nu este o masă rece și distantă față de tine. Severitatea lui se manifestă doar față de păcat. El îți vede inima, emoțiile, tensiunile prin care treci și empatizează cu tine. Fără ca neapărat să fie de acord cu reacțiile tale. El poate empatiza cu tine, îți simte durerea, ți-o vede, ți-o înțelege, fără ca neapărat să fie de acord cu anumite reacții care le ai. Dacă încercăm să tragem o concluzie la această întâlnire din această seară, care ar putea fi aceasta? În primul rând, fiecare dintre noi avem un loc la masa Lui. Unii le arată drumul celor pierduți, Lazării. Alții îi îmbărbătează, încurajează pe cei aflați pe drumul cel bun, Mariile. Iar alții întrețin, păstrează ritmul maturizării, Martele. Nimeni nu este deprisos. Dacă Dumnezeu te-a chemat să fii asemenea Martei, slujește. Adune aminte că există evangelizare și în hrănirea săracilor și există închinare și în îngrijirea bolnavilor. Dacă ești o Marta, întărește-te. Dumnezeu îți vede slujirea, chiar dacă nu primești aplauze la scenă deschisă. Dacă Dumnezeu te-a chemat să fii asemenea Mariei, adoră-L. Adune aminte că nu trebuie să fim peste măsură de ocupați pentru a fi sfinți. Îndeamnă-ne să lăsăm jos mapele și microfoanele și să-L adorăm în liniște. Dacă ești o Marie, nu te descuraja. Dumnezeu îți primește închinarea. Dacă Dumnezeu te-a chemat să fii asemenea lui Lazar, mărturisește-L. Adune aminte că și noi avem o mărturie de spus altora. Și noi am fost morți și am înviat. Dacă ești un Lazar, fii tare. Dumnezeu îți cinstește convingerile. Trei persoane cu aptitudini și misiuni diferite, dar egali ca valoare. Fiecare, oarecare iubit, avem un loc la masa Lui. Învierea lui Lazar ne vorbește apoi și de nădejdea învierii noastre. Și anume, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Niciodată nu este prea târziu pentru intervenția lui Dumnezeu în viața ta. Minciuna cea mai grosolană pe care Satan ne șoptește când suntem încolțiți este: s-a terminat. Nu se mai poate face nimic pentru tine. Dumnezeu nu mai poate interveni. Dacă cel rău te va putea descăța de Dumnezeu și a împlinit scopul. Nu uita, Dumnezeu nu a renunțat la tine. Nu este prea târziu pentru cariera ta, pentru căsătoria ta, pentru familia ta, pentru relațiile tale. El continuă să învieze familii disfuncționale, vieți desfăcute de tot soiul de dependențe, vieți înfundate. Chiar și atunci când prietenii și specialiștii îți spun ție, un iubit oarecare, prea târziu, din perspectiva lui Dumnezeu, este chiar la timp pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit. Iisus îți spune: oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată.